După 2 ani de pandemie, românii s-au bucurat de primul Paște fără restricții. În sânul familiilor s-au ciocnit ouă roșii, dar și pahare de vin și s-a rostit mesajul cel mai puternic al creștinătății. Hristos a înviat, adevărat a înviat. De această dată, sărbătoarea Paștelui a fost sărbătorită ca în timpurile vechi. După 2 ani de pandemie, românii au apreciat mai mult masa de Paște în familie. Să iei pe toți ai tăi lângă tine și să împarți cu ei gustul sărbătorii este cea mai mare împlinire. Cum l-ați petrecut? Bine, în familie, da. V-ați simțit mai liber? Da, ca anul trecut, da. Liniștit. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit posibilitatea să-l facem împreună în familie. A fost o zi deosebită de remarcat lucrul acesta. Deși nu sunt de aici din zonă, mă bucur că și aici este viață. Da, acesta a fost primul Paște fără restricții. Cum l-ați petrecut? În familie. Deci e cel mai frumos Paște petrecut cu familia. V-ați simțit mai liber ca în ultimii 2 ani? Obligat, forțat m-am simțit mai liber. A fost mult mai... aproape ca în timpurile ale bune. Paștele pentru românii reprezintă una dintre cele mai importante sărbători religioase din an, fiind petrecută de obicei în familie. Paștele necesită pregătirea dinainte, oamenii ținând post, pregătindu-se spiritual, mergând de la biserică și făcând curățenie prin case. Mâncărurile tradiționale sunt pasca, drobul de miel, ouăle roșii și multe altele. Paștele sărbătorit în familie este o tradiție nescrisă, păstrată din generație în generație.